am revenit cu cozonacul. Este călduț. Așa. Ia uitați. Cozonac de post cu cacao în două culori. Așa arată. Eu cred că am să-l dau cu puțină miere deasupra, să fie mai lucios. Să-i punem puțin zahăr. Ia să vedem. Cred că am să-i pun puțin zahăr pudră. Așa. Puțin. Bună seara, Ana! Cozonacul nostru este gata. Am să-i pun puțin zahăr pudră pe deasupra. Așa. L-am scos din cuptor, este încă cald. Ia uitați-l. Așa. Făcut dimineața împreună cu voi. Acum și o să tăiem, să încercăm să tăiem o bucățică. Așa. Să sperăm că o să vă placă și că o să fie bun. Eu am să-l dau puțin așa cu zahăr pudră pe deasupra. Așa, nu mult, doar puțin. O să închid aici punguța. Și acesta este cozonacul, încă este cald. Ia uitați-l. Așa arată și pe părți. Eu am să încerc să tai o felie, mai că este cald. Nu știu dacă o să reușesc, dar... Așa. Și am să tăiem așa o bucată de aici, să vedem cum este. Este cald, cald. Așa arată în interior. Ia uitați-l. Cu cacao. Era aici, Ana. Ha. Este încă cald. Vezi că se vede că este aburul. Încă. Încă nu s-a răcit. Așa arată. Este simplu. Ia uitați-l. E să gustăm, să vedem cum a ieșit. Ia uitați-l, este moale. Am înțeles, Ana, ce ai spus. Am înțeles. L-am început dimineața cu voi. Ia uitați-l, așa arată și pe spate. Eu l-am dat cu puțin zahăr pudră deasupra. Că nu este lucios când îl facem de post. Sau putem da cu puțină miere. Așa arată. Să vi-l arăt și pe dedesubt. Așa. Eu l-am făcut numai dungi. Așa arată în interior. Acesta este cozonacul. Sper să-l încercați. Să știți că este bun la gust.
uitați-l, așa arată. S-a copt bine. Ia să mai tai o felie. Am făcut trandafirașii deasupra și nu reușesc să tai. Este cald. Încă este cald. Că acum se vede și ciocolata. Ia uitați-o. Încă iese fumul din el. Aburul, nu fumul. Așa arată. Ia uitați-o. Se vede ciocolata. Să nu puneți ciocolată cu lapte. Ciocolată măruie. Așa. Asta este. Este încă cald. Se văd bucățile. Ia uitați. Și am pus și o mână de nucă în interior. Am făcut un cozonac tigrot. Un tigrot. Așa arată. Rețeta o găsiți, că am făcut dimineața. Și am așa. Cine dorește, îmi lasă mesaj în comentarii și eu o scriu. Scriu toate ingredientele. Este simplu de făcut, sunt puține ingrediente. Și eu mai găsit și cozonacul făcut cu borș de anul trecut. Acesta este făcut cu apă și am pus pasta de mandarine. Ia să vă arăt cum arată pasta de mandarine. Și aceasta este făcută tot cu voi indirect. Eu o țin în folie. Vedeți? Și nu îngheață. Nu îngheață. O țin în folie, în congelator. Vedeți? Și eu din aceasta am pus cam așa o bucată ca să dea aroma la cozonac. Și vedeți cum se rupe? Ia uitați. Se rupe cu mâna. Ia uitați. Pastă de mandarine. Și o țineți în congelator. Acum o pun înapoi. Ce aromă! Să încercați, să încercați și de portocale. Și dacă faceți pasta de lămâie, nu puneți pielița albă. Puneți doar pulpa și coaja. Fără pielița albă, că o să iasă amar. Am încercat și a ieșit foarte, foarte amar. Așa. Și este făcut cu pasta de mandarine în loc de arome. Am pus decât pasta de mandarine și în aluatul cu cacao am pus rom. Așa. Acesta este cozonacul. Ia uitați, îl mai arăt încă o dată. Simplu, bun. Și pe spate, și pe față. Nu trimit, draga mea Clara, Claris, nu trimit, nu trimit, că nu fac, eu fac decât pentru familie, nu vând. Îți trimit rețeta, uite, ți-o scriu aici în comentarii și îți faci, este foarte simplu de făcut, foarte, foarte simplu. Și aceasta este de post, așa, aceasta este partea prima care am tăiat-o. Așa arată. Făcut împreună cu voi astăzi. Ia uitați-l. S-a copt bine. Este în două culori. Cu cacao și cu... Și îl puteți umple cu nucă. Nucă mai multă. Cum doriți. Eu am pus puțină ciocolată care nu iese de post. Rețeta o ți-o scriu după aceea. Te-o scriu. Și dacă te uiți aici pe pagină, dimineață, l-am făcut în direct cozonacul cu voi. Pas cu pas. Și după aceea am făcut pastele. Paste, se vă arăt și pastele. Ia să vi le arăt. Că le am aici alături. Să vă arăt pastele cu sfeclă roșie. Ia uitați pastele cu sfeclă roșie.
Eu le-am făcut în direct. Ia uitați-le, le vedeți? Așa să nu le amestec cu cozonacul. Acestea sunt pastele cu sfeclă roșie. Așa. Și din acest aluat am făcut și acești trandafirași care sunt umpluți cu ricota și cu spanac. Apoi am făcut pastele cu spanac. Ia să văd dacă reușesc, că le am pe masă aici, toate puse, să se usuce. Ia uitați, pastele cu spanac. Vedeți? Dimineața am făcut cu voi împreună aceste rețete. Și am făcut acestea, ca să fie ca niște frunzulițe. Ne jucăm, ia uitați, eu le-am pus cu făină să nu se lipească. Așa. Și din pastele albe, doar cu ou, ia uitați, le vedeți? Așa. Am făcut, ia uitați, trandafirași, tot așa umpluți, cu ricota și cu spanac. Așa. Găsiți, dimineața am făcut totul în direct. Ia să tragem cozonacul, să vă arăt și cozonacul. Să acoperim din nou, aici. Am aici alături tot. Așa. Și acesta este cozonacul. Ia să luăm așa cu gățica. Ia uitați felia. Vedeți? Eu l-am tăiat, l-am întins, am în două foile și le-am tăiat fâșii, le-am unit. Și după aceea mi-a ieșit așa. Și apoi am răsucit. Să vă uitați la... Am să pun linkul ca să vedeți cum am făcut. Ia uitați cozonacul. Așa arată. Bun și gustos. Este făcut cu apă, cu pasta de mandarine, cu ulei, cu făină, cu zahăr. Sau eu am pus miere în loc de zahăr, dar puteți pune și zahăr. Și pentru că zahăr are și pasta de mandarine, am pus puțin și deasupra. Ia uitați, cu zahăr. Așa. Cozonac tigros. Tigrosul meu mic. Așa arată. Ia uitați. Felia cum arată. E moale, moale, moale. E moale și bun. Să vi-l arăt așa mai de aproape, ca să-l vedeți. Eu când a început să se rumenească deasupra, i-am pus folie de stagnol. Nu uitați. Acesta este cu cacao și acesta este alb. A luat-o cu cacao și alb. Este făcut așa, în straturi. Dimineața ne-am jucat. Acesta este rețeta. Am să pun linkul la cine dorește și să vă uitați, ca să vă uitați să vedeți cum am făcut dimineața. Am făcut totul în direct cu voi. Și am să public rețeta și pe canalul meu de YouTube, prăjituri cu camelia și bucate gustoase. Și o să o găsiți și acolo. Și acolo mai găsiți foarte, foarte, foarte multe rețete și dulci și sărate. Peste 600. Ia uitați. Așa. Astăzi am făcut cozonacul și săptămâna viitoare facem un tort. Facem un tort din, cred că din pasta de la eclere. Și o să fac un tort așa, un ecler uriaș. Un tortuleț. Vinerea viitoare. Și în cursul săptămânii, când am timp, am să mai intru în direct. Eu acum vă pup dulce, vă doresc multă, multă sănătate. Vă mulțumesc foarte, foarte mult că îmi sunteți alături și mă urmăriți și mă apreciați. Și vă doresc weekend plăcut și ne vedem cu alte rețete. Vă pup dulce. Mulțumesc, Duțica, Dudica, 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 ce nume frumos. Eu am o nepoțică care se cheamă Duțica. Da. Și ne vedem săptămâna viitoare. Bine, cum v-am spus, vinerea viitoare eu fac un tort, că trebuie să fac un tort neapărat pentru sâmbătă, pentru fetiță și îl fac din aluatul de la ecler și cred că cu cremă de patiserie, cu frișcă, o să mai vedem, și cu fructe.
Și în cursul săptămânii să intru. Vă doresc o seară frumoasă, multă, multă sănătate, weekend plăcut și ne vedem săptămâna viitoare cu alte rețete. La revedere, o seară frumoasă, pupici și multă, multă sănătate. La revedere!